Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 10 septembrie 2020. Sfârșește-ți cu bine lucrarea. Să așezi prezbiteri sau bătrâni în fiecare cetate. Tit 1, versetul 5. Cea de-a patra problemă pe care o găsim în rândurile celor care părăsesc prematur lucrarea lui Dumnezeu este următoarea. Ei îi învață pe alții cum să-și clădească familii puternice, fără a ști neapărat cum să-și le clădească pe ale lor. Sau nu sunt dispuși să plătească prețul. Și până la urmă, asta devine o problemă. Cea mai extraordinară predică pe care o vei rosti vreodată este acasă. Soțiile lucrătorilor din biserici pot ajunge la disperare și depresie, pentru că au impresia că lucrarea le privează de tot timpul și de toată atenția soților lor. Copiilor neglijați s-au săturat să tot audă "fac asta pentru Domnul", așa că se revoltă împotriva lui Dumnezeu și a bisericii și deprind comportamente care aduc rușine părintelui care nu are timp pentru ei. Soția și copiii tăi trebuie întotdeauna să poată beneficia de atenția ta. Dacă biserica îți ocupă 7 zile din săptămână, nu e vina bisericii, e vina ta. Este necesar să începi să faci schimbări. Și în cazul în care crezi că acesta este un fenomen specific secolului 21, mai gândește-te odată. Citește istoria unor lideri ca David și Samuel și vei descoperi că se poate să ai izbândă la locul de muncă și cu toate acestea, pe plan familial, să eșuezi lamentabil. Ține minte că nu vei fi mereu lider în biserică, dar vei fi mereu soțul soției tale și tatăl copiilor tăi. Așa că stai alături de ei când au nevoie de tine. Și ei vor fi alături de tine când tu vei avea nevoie de ei. Deci acordă atenție familiei tale și îți vei sfârși lucrarea cu bine.